Mulțumim mult de tot pentru urări, mulțumim pentru mesajele dumneavoastră și la mulți ani sărbătoriților de astăzi sau celor care împlinesc 16 ani de căsnicie, pentru că am mai văzut mesaje pe WhatsApp de la telespectatori din Suedia care astăzi împlinesc 16 ani de căsătorie. Acum noi mergem mai departe pentru că iată emoții mari la botezul Ecaterinei, fiica Iuliei și a lui Liviu Teodorescu. Colega mea Cristina Șeulean a fost acolo și a avut parte de o după-amiază de bază, mai de să vedeți imaginile și apoi Liviu ne și vizitează, ne și cântă, dar deocamdată vă invităm la botez. Extraordinar de emoționant. Eu sincer n-am crezut. Eu de obicei la ocazii de genul ăsta mă emoționez teribil de tare, atât de tare încât parcă nu pot să-mi țin lacrimile în frâu. Dar n-am crezut că o să fie chiar așa la biserică și acum. La nuntă am fost teribil de emoționat când am văzut o prima norocie de mireasă, m-a bufnit plânsul. Dar m-am gândit că acum la botez e mai chill treaba, cumva m-am gândit dinainte, mă, ce se va întâmpla. Am mai fost și la alte botezuri în viața mea, bă, când am fost eu acolo în rolul de tată. A fost copleșitor. Ai plâns? Sincer, m-a bufnit plânsul. Îmi dădeau lacrimile, dar încercam să le țin în frâu. Tu, Iulia, mămica, cum a fost pentru tine momentul de la biserică? Cred că a fost și mai emoționant decât a fost la el, pentru că eu cumva încercam să îmi găsesc tăria să nu încep să plâng uitându-mă la el, dar văzându-l pe el cum se schimonosea de plâns, deși el zice că s-a abținut, dar... No. Sunt curioasă dacă ați avut emoții, voi bunicii. Avem și am avut și avem în continuare, da. Mie îmi curg lacrimile cu ușurință și m-am uitat așa cu bucurie la copilul ăla mic care nu plângea, au băgat-o în apă, n-a spus nimic. Stătea așa, se uita, privea. Foarte cu minte. Este extraordinar de cu minte, da. E un moment emoționat. Ei sunt blânzi și calzi și atunci și copilul lor este tot cu minte. Da, da, da. Liviu, nu știu dacă îi cântă tot timpul, dar Iulia e foarte... Dacă fata are un scâncet, îi spune, mami, draga mea, iubita lui mama. Și deodată fețișoara ei se deschide și zâmbește. Spune-mi, te rog, cum e Liviu ca tată? Să plec? Nu, stai. Să n-aud? Este cum aș fi așteptat, e întocmai cum e ca soț. Adică... Ești minunat, ești minunat. E sensibil, e răbdător. Bine. Mă ajută, da. Parcă te-ai bâlbuit așa. Cam 2 ore pe zi mă ajută. Cum adică? Ne schimbă scutecele. Stai mă că și eu am schimbat. Așa. Am schimbat așa. Și eu. Am schimbat o dată. Nu, de 2 ori. Băi, Iulia este o mamă extraordinară. Eu, sincer, înainte să avem efectiv acest copil în brațe, nu aș fi crezut că poate să fie o mamă atât de bună. Până nu vezi treaba asta tu, ca bărbat, ca soț, ca cum vrei tu să numești, în fața ochilor tăi, până nu vezi femeia ta ținând copilul ăla în brațe și având grijă de el cu adevărat, nici nu poți să-ți imaginezi de fapt cum e. Nu știu, eu cred că e o chestie care stă în natura femeilor și natura bărbaților cred că e cumva diferită. Cred că fiecare are rolul lui, dar în momente de genul ăsta, femeia este depus pe un piedestal, bărbatul e un provider acolo. Văd că toți v-ați asortat cu Ecaterina, da? Da, bineînțeles. Eu am dat tonul și am zis, băi, nu se poate, trebuie să fim toți roz, că na, și rochița ei tot roz este. Și așa vrem să-i fie și viața, roz și frumos și frumoasă și plină de iubire și de bunătate și de dragoste. Spune-mi, te rog, cum s-a schimbat Liviu de când a devenit tată? Băi, sincer, cum s-a schimbat Liviu, nu? E la fel, adică
chiar ne vedem și mai des. Când merg la el, merg direct la fetiță să vedem cum este. Și după începem noi să ne rolăm pe activitatea, să mai vorbim, să mai povestim, să... Dar e ca înainte, nu simt nicio diferență. Spuneți-mi, cât de mult o iubiți pe Ecaterina? Foarte mult, că ea e prima strană. Prima strană, da. Și mai vine unul pe drum, de la alt nepot. De la alt nepot. Am ce norocoasă sunteți. Am 7 nepoți și o nepoată. Ce-i doriți Ecaterinei? Micuței. Ce-i doresc? Da. Multă sănătate, fericire. Și să aibă norocul care l-a avut tata lui. Spuneți-mi, de Liviu, cât de mândră sunteți de Liviu? Oh, foarte mult de tot. Da? Da. Vă place muzica lui? Da. Da? Da, mor când l-auzi, când cântă. Frumos, frumos de tot și să chemăm un tătic fericit, Liviu Teodorescu! Felicitări. Stau aici așa. Stai un pic așa, felicitări, Liviu, felicitări. Felicitări să fie într-un ceas bun. Ajută. Mulțumesc din suflet. Ia un loc aici, las că și soția ta te-am întrebat așa în alte și mi-ai spus că avea tocuri de 15, da. Da, avea tocuri de 15, da. Că mi se părea că îți venea așa foarte elegant până la umăr. Bă, da, da, da. Ea oricum e destul de înalt, adică are și ea 1.71. Da, și cu tocurile alea, adică a ajutat. Exact. Tot mai avea un pic să ajungă la înălțimea ta. Mai avea un pic, dar nu cred. Trebuia deja să luăm picioroange, adică... Iată, era... oameni buni, așa arată un tată fericit, da, pentru că a fost... A trecut tot weekendul. Că a fost botezul fetiței și cred că a fost cel mai fain moment. Cel mai fain moment. Voi stăteam și făceam comparație și cred că a fost mai tare ca la nuntă. Da. În primul rând, mai multe emoții. Da, nu mai e presiunea aia că e despre tine, știi? E despre ea și atunci te simți mult mai relaxat și ți-e mult mai drag, ești mult mai implicat emoțional. Și la nuntă ești implicat emoțional, dar acum parcă ești altfel. A plâns? E diferit. Nu, absolut deloc. A fost uimitor. Nu a plâns deloc în biserică, absolut deloc. Nu știam la ce să ne așteptăm. De obicei copiii cam plâng, nu știu. Ai tăi au plâns, da, adică... au plâns, să-ți dai seama, adică mă gândesc, nici mai țin minte foarte bine. Mi-te dat că au plâns. Atunci când a băgat-o preotul în cristelniță, nimic? N-a schițat nimic. Păi n-ai văzut pe material din aur, deci... Mă gândeam că nu știu, poate mai fi plâns înainte sau după, nimic, nu? Nimic. După a dormit mâlc. Bine, cine cred am? Că ești de la împărtășanie, știi că... Da, se spune că îți dă liniștea aia. Îți dă liniștea aia, da, gurița aia de vin pe care o iei prima oară în viață, îți dă o mare liniște. Cine a avut cele mai mari emoții? Am văzut că a venit și bunica ta. A venit și bunica, da. Și bunicul Iulie a venit. Cele mai mari emoții, cred că în biserică le-am avut eu și cu Iulia. Nașii au fost pe poziții. Nașa, cel puțin, este o fire atât de responsabilă. Am făcut ieri băița de după botez și a venit pregătită cu 3 cutii în care a pus orez, toate pietrele alea care se pun, trandafiri, petale de trandafiri și o carte sub cădiță. A recitat absolut, orezul se pune pentru prosperitate, nu știu ce se pune pentru... Deci adică nașa pregătită, tot, impecabil. Pregătită, impecabil, da, nașa Marina. Și nașul? Sever, nașul colegul tău de studio, nu? Nașul este sunetistul meu și sunetistul mare majorități de artiști din România. Este cel mai căutat pe partea asta de live. El e tot timpul pregătit. Îți dai seama, am ajuns acolo, am stat vreo 2 ore și deja când ați venit voi să luați interviu, am băut vreo 4 sticle de apă așa, rapid, 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 ca să... Dar m-am descurcat bine. Eu zic că te-ai descurcat foarte bine și fratele tău, am văzut că s-a descurcat bine. Și el, și el, da. Și părinții, a fost frumos, uite, vezi, astea sunt momentele la care rămân. Da, așa e, da. Da, a fost un botez fantastic și le mulțumim extrem de tare celor de la locație, de la Melia. Acolo am făcut botezul, este o locație superbă și îi îndrumăm pe toți cei care au evenimente de genul ăsta să facă acolo, că e ce trebuie. Organizare impecabilă, barul, absolut tot. Unde te-ai simțit tu perfect acolo, exact, nu? Exact, exact. Asta e tot ce contează, să găsești oameni faini, oameni frumoși de care să te înconjori. Exact. În rest, ce ai mai făcut în ultima perioadă? Păi ce să fac? Încerc să revin la ale mele acum, știi? Că după un eveniment de genul ăsta ești așa super extaziat. La botez ai cântat? Că la nuntă ai cântat. N-am cântat. Nu, n-am cântat la botez. Am vrut să o ținem așa mai chill. La nuntă a fost muzica live în continuu. A cântat toată lumea în continuu la nuntă. A cântat și Teoroz, a cântat Adi Cristescu, Connector, a cântat și la nuntă. Acum am vrut să fim pe chill așa. Uite, asta este momentul cu Cristelnița când... Deci uite-o, dacă uite-te puțin că n-a schițat nimic. Da, a pus-o și foarte ușor, așa, foarte, discret, da, știi? Foarte discret, da. Adică nici n-a vrut să o sperie, să o trezească. Exact, da. A venit preotul la mine și m-a întrebat, ți-e teamă de momentul în care o să... Cred că fiecare părinte are așa un pic, o mică teamă.
Și am zis, sincer, da, mi-e un pic de teamă. Și ai stat liniștit că facem peste 200 de botezuri pe an. Zic, bine. Aici okay. Nașul seamănă un pic cu Pavel Stradan, spuneam și înainte când îl vezi la un moment dat. Bă, adevărul e că eu, bă, se potrivea. În ziua aia chiar i s-a potrivit piesa lui Nașu. Uite, eu beau puțin câte puțin a băut. Puțin câte puțin și s-a făcut mult în final. Și la petreceri. Exact. I-am văzut și pe părinții tăi și pe tatăl tău. Da, acolo, uite, pe mătușa, pe ambele mătuși. Și tatăl tău acolo vrea să vadă tot ce se întâmplă. Da. Când aveți nevoie de ajutor, vă dau câte o mână de ajutor? Da, se înghesuie, sincer. Și suntem norocoși din punctul ăsta de vedere, pentru că am auzit cupluri care au copilași și părinții sunt departe, prin orașe din țară și nu poate să-i ajute atunci când au nevoie și le e greu. Aveți momente când rămâneți doar voi cu copilul? Da, marea majoritate a momentelor. Dar sunt momente în care avem nevoie de ajutor pentru că avem ceva de rezolvat. Iulia trebuie să mai plece și ea de acasă. Eu trebuie să stau în studio și ea să plece în același timp și atunci cineva trebuie să stea cu copilul. Și decât să apelăm la bonă sau ceva de genul ăsta, preferăm să apelăm la părinți. Și unul din părinți sigur e disponibil în momentul ăla. Și cred că e cea mai mare bucurie, că nimeni nu poate să aibă grijă de ei cum exact, are bunicul. Pentru că simt că bunica. Se și creează o relație responsabilă între ei, știi? Nu zic că dacă am apelat la o bonă n-ar fi așa, cu siguranță ar fi o bonă potrivită pentru treaba asta. Dar e diferit atunci când stă cu bunicul sau cu bunica. Nu știu ce ați avut voi de mâncare la botez, dar să știi că noi l-avem aici pe Marius, care astăzi la 16 ani de emisiune pregătește pentru toți invitații noștri câte un platou, câte un soldățel, așa spune el, la mici aia tăiați de el și făcut special de el pentru... Soldăței îmi făcea și mie bunica mea când eram mic, da. Uite, vezi, nimic nu s-a schimbat. Uite, 16 ani, astăzi Marius ai făcut, ce faci acolo, ce soldăței, arată-ne un pic, dă-ne și celor care se uită la televizor, dă-le așa un pic, o rețetă, ceva ce ar putea să facă. Aici este cârnați. Stai, că nu vedem decât... Zi ce ai pregătit acolo. Aici sunt tot soldăței care îl pregătim încetul cu încetul. Caș cu pâine de casă, salam, cârnați, avem șunculițe sau slănină, costițe, mici. Facem soldăței pentru toți invitații ca să sărbătorim 16 ani. 16 ani de asta, am zis să mergem pe ceva tradițional, domnule. Invitații noștri să mănânce ceva tradițional făcut de omul ăsta care a câștigat concursul de grătare, Marius Galan, e de la Bistrița Năsăud și să știi că pe lângă pasiunea asta a lui, omul și-a descoperit și o altă latură mai sensibilă, așa, ajută foarte mulți copii defavorizați și foarte multe persoane care n-au posibilitatea, se duce și cu echipa lui, face grătare, ajută oameni nevoiași și mi s-a părut foarte tare foarte treaba. Foarte frumos, da, super. Felicitări, mă, Marius, felicitări, mulțumesc, serios. Mulțumesc. Felicitări, pentru că mi se pare mare lucru, știi, să dai și să oferi și altor oameni, știi, unii care poate săraci n-au parte de un grătar sau cine știe când au văzut ultima dată un grătar, omul ăsta se duce și îi cheamă copii. Da, mi se pare superb. E la Bistrița acolo, el are un fel de pensiune sau ce, Marius? O fermă de animale și vin copiii cu dizabilități, vin acolo la fermă. Sau, de exemplu, săptămâna aceasta o să avem copii din săptămâna altfel și o să vină iară copii de la școală ca să dea de mâncare la animale și noi să le pregătim, să ajutăm cu soldăței, cu grătare, cu... Bravo. Să petreacă o zi între animale și în aer liber. Să culeagă mere, să dai de mâncare la vaci. Foarte fain. Superb. Și e fain că e și pentru chestia asta, pentru copiii cu dizabilități, exact cum spuneai ceva mai devreme. Cu muzica ce ai mai făcut, Liviu? Tocmai am lansat o piesă care se numește... Am zis că mai compui pentru alți artiști. Da. Ai trecut și pe latura asta de muzică de petrecere. Da. Pentru mine orice muzică, atât timp cât mă satisface, e bună. De asta zic că... Deci, na. Ok, și? Asta se vede, știi, când ții un botez, o nuntă, îți schimbi un pic. Da, de asta zic, știi, că oamenii zice, bă, Liviu, băiat sensibil, cântă, important este să-i vină muzica din suflet. Da, n-aș putea să o fac pentru mine neapărat, nu mă simt genul de artist care să... Nu simt să-mi pun vocea acolo, știi? Dar creativitatea mea este fără limite. Nemărginită. Pot să fac orice, oricând, n-am niciun fel de problemă. Liviu Teodorescu vă așteaptă la studio de luni până vineri, de la ora 11 la ora 18. Are studio acasă. Ce vrei? Muzică de petrecere, de botez, de nuntă, clasică. De clasică, orice, pentru că imaginația mea n-are limite. N-are limite. Foarte frumos. Cine cântează? Vă cânt ultima piesă pe care am lansat-o, se numește Mă Arunc. Și, băi, are un clip superb. Nu prea spun asta de obicei despre ceea ce fac, nu mă dau așa în stambă, dar clipul ăsta este foarte bun. Este făcut de Silviu Crăciun și a ieșit fantastic.
Sunt un fel de Iron Man la un moment dat, un fel de Superman, zbor, efectiv. Da, la modul... De asta ți-a plăcut clipul, că te-a făcut omul ăla supererou, zbor, ești de toate. Da, exact, da. Perfect, haide că vedem și noi videoclipul, dar până atunci oamenii, dacă nu mai au răbdare, să caute pe YouTube, mă arunc Liviu Teodorescu. Yes. Te arunci? Mă arunc, în viață, m-am aruncat. S-a aruncat în viață și s-a aruncat frumos, lângă o soție superbă și cu un copil minunat, asta e tot ce contează. Ne întoarcem după o scurtă pauză, când Liviu ne cântă, oameni buni, rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat.